Arna. Îmi place stabilizarea de la GoPro-ul ăsta, nu știu. Mai ales dacă am avea și geala, măcar să o țin. Că așa o țin de aici, știi? Bună, bună, ați venit la vlog! Norbien, că e un pic rușinat, dar o să-și dea seama. Stai să nu țin pe... Nici nu știu, atât timp țin aici pe microfon, sau la cameră microfonul, nu? Fac să-i... Greu de ținut prostia asta. Așa de aici. Am vrut să vă fac update la cum a reacționat bebe la vaccin. Deci a primit două deodată. Nu știu cum. Una din stânga, una din dreapta, erau două asistente care i-au dat deodată două vaccinuri. Și le-a zis, frate, încă mie mi-e frică când m-am uitat aici, unul de aici, unul de acolo. A urlat odată și după aia, gata a fost. A prins bine. Nu a durut așa de tare, pentru că i-au întârziat și o lună cu vaccinul și mă gândesc, fiind o lună mai mare, a suportat oarecum mai bine. Nu? Durerea. Așa. Dar peste 3 ore a făcut febră, cum ne-a și avertizat doctorița respectivă. Și i-am dat paracetamol din 4 în 4 ore și a trecut. Da, na, toată noaptea a avut febră, a fost un pic neliniștită, a plâns, ca toți copiii. Nu ar fi dat din cap. Dar a mi-e milă așa de ea. A fost un pic milă, da. A trecut peste, el e oaică, e tare. El e oaică, da. Da, pe dimineață a fost bine. Astăzi deja așa a urlat. Poate o să inserez acest videoclip. Băi, de ce așa vorbea și urla de tare? Era happy. Așa, și astăzi ne plimbăm în formulă de 3. Și mergem să luăm ceva pachetel pentru baby. Eu am luat niște hainuțe. Nu hainuțe, haine de pat, da. Hainuțe de pat. Așa, lenjerie cu care să doarmă în noul pătuț al ei, pe care l-am primit, de fapt, de la fostul meu profesor. Să mă înțeleagă. Trecem prin acest tunel interesant. Aici. Zumpi doarme. Și da, faza cu patul a fost foarte interesant. I-am dat mesaj la un tip pe Marketplace. Și zice că pentru tine e pe gratis. Și zic, mai e la mișto, ce, adică pentru mine, nici nu mă cunoști. Și zice, băi, dar eu sunt profesorul tău, nu-ți mai aduce aminte de mine? Zic, ba da? Ok, dar ai alt nume, avea alt Facebook. Și ce mișto, am avut așa un noroc că fix pe el l-am prins și ne l-a dat pe gratis. Așa că, ce bine e să ai profesori buni. Așa că avem pătuț pentru baby, pe care eu când o să le instalăm? Să crească un pic mai mare. Nu știu, un pic mai mare, să crească poate prin ianuarie, februarie îl punem. Și i-am luat cover, care a fost un pic cam mare, da, ne descurcăm. Mai mic să nu fie, că dacă e mai mare, se poate tăia. Nu? Sunt un pic răgușită încă. Din România ne-am răcit puțin. Ana, încă ne revenim. Și acum mergem să luăm pachetelul. Ne mai plimbăm, ne mai uităm pe aici să vedem cum e. N-am mai făcut nimic. Păi mergem până la Matalan, la plimbare. Ne uităm la biciclete, că-i place la Norvia, la bicycle chain. Ne uităm la biciclete, așa. Dacă aveți cumva vreun job pentru Norbert, da. Cel mai bun reparator de biciclete. Lui îi plac numai sculele în biciclete, l-am înțeles. Tot timpul am mai aduceți-i scule, vă rog, de biciclete. Updatăm. Ia uite biciclete ce ia e. Biciclete, biciclete. De aia profesioniști. Moși și babe, pe bicicletă. Thank you.
deranjează. Mă, bine, am ieșit. Bă, nu-i rău. 2,50 un cappuccino, când 2,50... Avem chestii de Crăciun. Ce mai facem la Vlogmas? Ce mai facem la Vlogmas dacă acum arătăm chestii de Crăciun? Suntem la Proper Job. Aici sunt tot fel de chestii foarte ieftine. Iară țin mâna pe asta. Foarte, foarte ieftine. Adică 1,79 lire, chestii de astea. Super ieftine. Ți-un pic și-a deschis ochii când auzi de ieftin. Yeah. Ce vreau și eu, vreau și eu. Plin de moși, Crăciun. Ce? Astea? Ce frumos. Ia țerței de moși, 89 de pii. De astea, care acasă în România sigur sunt 50 de lei, aici e 1,99. Știu, luminițe. Hai să avem căsuțe la 2,99, super, brăduleți. Moș Crăciun, 10 lire, 50 de lei, nici nu-i rău. Și sunt frumoase. Moș cu căciula pe ochi, ia, 3,99. Ieftinele, sincer, ieftinele. Chiar că sunt ieftine, sincer. Oricum, moșul ăsta mare cât e? Asta nu mai e ieftin. Asta e 39, 99, 50 de lire asta, domnul. Dar ce să fac cu ăsta mare? Unde-l pun? N-am nici loc de el. Asta mai aduce pe o persoană în casă. Da, mai mare decât țumpii ăsta. Na, unde mai eram? La scule? Ia ce de chestii. Bună, cinghilinghi. Asta face cinghi. Oh, face cinghi, ia ce faine e pus așa. Ia ce faine și asta. Wow, 2,50 numai. Oh, ce mișto. Eu le-aș cumpăra pe tate. Uite, măi, ce frumoasă sunt tate. Oh, ce cute. Și astea sunt faine. Nu știu ce modă nouă e, dar zurgălește. Mamă. Vezi că noi nu avem brad, știi? Asta și biscuiței, mâncare. Da, da. O liră, 79 de pii, waffles. Nu știu. Ia uite, cineva au furat deja. Alți biscuiței. Tatăl Solira. Mișto magazinul. Ieftin și de ajuns, de bun. Beans. Ia, știi cât am dat tu asta? De fapt, vreo 70 de lei sau cât a fost la voi. 50, 40, ceva, ceva de genul. Așa aici văd că e 5,50. Cât e la 30 de lei. Cam dulce asta. Cert un cappuccino de la un vagon de asta care face. Și mi l-au dat de la plic, de la la festa sau ce era. Nescafe. E nașpa, e whatever, it's ok. Mă durea gâtul. Chestii de baie.
Aici cât e asta. Ne întindem, iau, am ajuns acasă. Ne întindem, scufiță. Scufiță rosie mică, ha? Piciorci. Legi, legi, legi. Ai, ai, ai. Hai să facem. Ce drăguț. Thank you for your order, Miss Bernadette Wallis. Așa arată cover-ul. Ia avem aici păturica, cred că este. Așa. Mare păturica de baby. Și avem și perinucă. Cute. Așa mica, mica pentru baby. Putem să-și folosim, dar patru e mare. Foarte mare. Care și are, sunt frumoase, o să vă arăt asta. De perinucă. Uite ce frumos e. Cu moții, cu chestii. Ia ce drăgălașe. Abia aștept să o folosească. Și mai avem o surpriză care ne-a venit deja. Așa. În vlogul anterior v-am arătat cum am încercat să fac poze, asta, album pentru baby de la botez. Și mi-a și ajuns, în două zile mi-a ajuns. Așa micuță l-am făcut. Și vine așa cu o folie protectoare peste ea. Satisfying. Deci asta este ce am făcut. E superbă. Am scris aici pentru ea. Little Princess. Și așa a ieșit albumul. Se pare foarte drăguț. Calitatea este foarte bună. E foarte groasă. Dacă se vede. Am luat așa lucios. Și ei tot timpul au oferte. Și puteți să le luați chiar și pe gratis câteodată. Doar plătiți transportul. Foarte frumos a ieșit. Și eu le-am așezat așa în pagină, cum am vrut eu. Sunt foarte, foarte frumoase. Și o amintire. Am o grămadă de albume de la ei. Deci așa a ieșit. Super mișto. Și tortul! Yummy, yummy! O foarte bun tortul! Super mișto arată! Îmi place foarte mult! Și e micuță, e fix exact ce trebuie! Îmi place! Ia uite! Superbă! Cam atât pentru astăzi. O să ne apucăm să mâncăm. Am gătit niște paste cu creveți, dragilor. Nu este o lumină perfectă aici, dar credeți-mă că este paste cu creveți. O să mâncăm și mai vedem ce facem astăzi. Ne vedem de treabă. Noi ne vedem în vlogul următor și să aveți o zi bună! Pa, pa!